update copii și frați. Deci în față o să avem modelul ăsta frumos. Modelul se vadă și pe față și pe spate. Iar încă vă două rânduri, vă trei rânduri de plasă vini, de 8, fier de 12 am pregătit acolo. Și asta e. Iar aici am reușit cu groapa pentru beci. Am luat un tractorel și asta se bagă aici. Are 4.25 și 4.25, 3.30, 3.30 în jos. Plasa. Acesta e stadiul la lucrare. Aici a venit beton. O grămadă de beton întreagă, băga așa dracu. Iar aici trebuie să fie foarte gros betonul, că aici a venit grătarul tot. Mi-a zis că îl vrea de 50 cm beton. Bine, cam asta e treaba. Deci, acolo e beciu. Aici din Italia. Trebuie plasă. Iar încă vă două rânduri. Vă trei rânduri de plasă vini, de 8. Fier de 12 am pregătit acolo. Și asta e. Iar aici stâlpi. Făcut stâlpi de acolo. Și aici să mai ia pop de la unchi Sorin. Vă 20 de pochi să pun în partea de sus. Că nu mai are. Cam asta. Asta e primul strat de aici, țava. Plasa, trei stâlpi aici, gaură. Și pistea asta acum, deci piste plasa asta, mai vine o plasă. Tot așa, de 8, aia de acolo. Deci vine stâlpi la mijloc și plasă, stâlpi, plasă. Cam asta e. Și o să trebuiască să mai pun așa, să cofreze, să termine de covrat, ca să poată o toarne lungic. Da, vedem. Bă, și acum, auzi? Da. Dacă vine asta cu vece, să arăt o pot, spune că... Cine se vine? Cu vece, cu ispuri, cu grătar. Ăla? Da. Poate prin tu mergi clar cu curci, nu? Care e alea, nu cu care preia și... Să nu sunt din ceva.
Dar e pe mijloc, acolo trebuie să-l tragem. Acolo trebuie tras. Reușit într-un final. A venit cărămida. Arată binișor. Acum vine și restul. Asta e șamota. Cărămida din interior și cărămida din exterior. Iar aici o să avem grătarul. Deci băiatul ăsta care trebuie să ne facă lucrarea a zis că se apucă. Acum să vedem cât materialele a luat. Așteptăm săptămâna asta ce vine.
Update copii și frați. Deci în față o să avem modelul ăsta frumos. Modelul se vadă și pe față și pe spate. Stăm bine. Am avansat și aici modelul, bineînțeles. Deja și pe față și pe spate. Aici stâlpul își face curaj. Și aici o să avem modelul ăsta. Și aici și acolo. Partea aia nu o să fie, pentru acolo o să fie zid plin. Acolo o să vină grătarul. Cam așa arată până acum. Foarte mulțumit. Ăsta e modelul ăla care îl face. Ce să mai... Monument! No comment! No comment, no comment! Plec... De seară plec. Da. Și când vii? Miercuri. Miercuri. Pe 12. Dar eu plec în seara asta la Galați, că mâine trebuie să plec la 5 dimineața, știi?
Ia să vedem ce s-a mai realizat. El e gata cam în proporție de, eu știu, 80-90%. Mai avem doar acest zid pe servicii până sus, 2,50 m. Aici o să fie două poliții frumoase. Aici e totul gata. Da. Aici avem beciu. Un beciu de 4x4. Și aici o să vină grătarul propriu zis. Deci aici cuptor, grătar, plită, chiuvetă, blat. Cam tot ce ne trebuie. Lucrarea arată impecabil. Foarte, foarte meseriaș. Mă zic eu, un preț foarte acceptabil. Sunt totuși vreo 5-6 mii de cărămizi, adică... e lucrare. Cam așa arată el din lateral. Na. Monument. Cum îmi place mie să spun. Și ăsta e finisajul, adică nu mai venim cu nimic a pistii. Îmi place așa cum e ea, frumos. Acum termine zidul ăla și dacă ne mai dă timp să ne apucăm de grătar. Dacă nu, la anul. După care, bineînțeles, o să vină acoperișul pe acești 9 stâlpi. Am pregătit noi niște mostăți. Aici ei încă sunt goi, adică înăuntru o să fie turnat beton. Unde vedeți atrierile alea. O să vină aceste bare de fier băgate în beton. 20 afară. Și aici vine lemnul. De jur împrejur și după aia se pleacă cu restul lemnilor. Asta l-am lăsat de întregul, că n-are rost să mai tai. Da. Cam asta e lucrarea. Dacă aveți întrebări, lăsați mesajul în secțiunea de comentarii. O să pot să vă răspund. Pe scurt așa, s-a cheltuit, mă gândesc că vă interesează prețul. Deci s-a cheltuit prima dată 10.000 de lei pe fier. A intrat mult fier la această fundație, la beci. A intrat 3 rânduri de plasă de 8, aia e scump rău. Undeva 10.000 și ceva de lei numai fier. Pe asta, cărămidă doar pentru foișor, vreo 330.000 de lei, vreo 300 de milioane. Un pic peste. Și pe mâna de lucru la foișor 15.000 de lei. Asta a fost. La grătar o să fie separat 10.000 de lei. Deci vorbim doar de mâna de lucru la foișor. Cărămida care vedeți așezat aici. Așa. Până acum cheltuieli circa 65.000 de lei, cam așa. Dacă se face și grătarul, o să fie 75.000 de lei. Acoperișul, undeva zic eu, la vreo 25.000 de lei, depinde ce optăm. Lemnul ăla stratificat, ăla e mai scumpișor. Dar cam aici, deci ne ducem undeva la 100.000 de lei, zic eu, plus minus 10.000 de lei. Dacă depinde ce mai vine. O gresie, asta nu e așa scumpă, cu vreo 2.000 de lei. O punem cu totul, manoper cu tot. După aia să ne ocupăm de acest beci. Să-l facem așa cum trebuie să fie el. Să putem pune acolo
vin, gogonele, mere, pere, ce dorim noi. Nu, cam asta e. Sper să vă placă video. 2022, octombrie 22-23. Ciao, ciao. Foișorul este gata. Finally. Finally, finally. Cel e gata complet. S-a pus și lămpile ce o să vină. Poliță. Aici o să vină chiuvetă, blat, sobă, grătar de un metru, coptor. Cam asta e treaba. A ieșit superb. Vă 3 săptămâni pati gata și grătarul și asta e toată treaba. Facem acoperișul, sper eu, înainte de zăpadă să fie tot gata. Azi, în 30 octombrie. L-am țucat!